Anual, peste 100.000 de români se mută din orașele mari la sate. Aglomerația și traiul mai ieftin sunt doar unele dintre motive. Mulți renunță și la locul de muncă și se reprofilează. Nevoia de liniște și spațiu primează de cele mai multe ori în luarea acestor decizii, spun specialiștii. Conform M-Politic, deși migrația oraș-sat a devenit dominantă ca pondere în migrația totală, începând din 1997, tabloul teritorial al structurii migrației interne este unul puternic diferențiat. În pandemie, peste 115.000 de români s-au mutat de la oraș la țară. Unii forțați de pandemie, alții ca să lucreze remote, departe de zgomotul și poluarea din marile aglomerări urbane. 2020 a înregistrat pentru prima dată în ultimii 14 ani o creștere a populației din mediul rural în România. Lucrul de oriunde și distanțarea socială au condus la o tendință de migrație a populației către zone mai liniștite din suburbii sau localități din jurul marilor orașe, cu efecte importante asupra pieței rezidențiale. În vreme ce unii orășeni caută liniștea satelor românești, alți locuitori din mediul rural își caută locul de muncă la oraș, întrucât economia locală nu oferă joburi care să-ți permită să trăiești. Polii naturali de creștere, cum sunt orașele București, Cluj-Napoca sau Timișoara, continuă să-i atragă pe tineri, în timp ce unele orașe care au crescut artificial în perioada comunistă se micșorează și își pierd din locuitori, relatează MI Politic.